Problema mea cu domnii ăștia este că mi se pare indecent faptul că vorbesc cu atâta nonșalanță de dreptul lor la concediu într-o țară care are foarte, foarte multe probleme și căreia acești domni i-au promis că au soluții și că vor rezolva aceste probleme. Oamenii nu i-au votat, cei care i-au votat, cei care au putut să vadă șarlatania acestor personaje, sigur că au avut alte opțiuni. Dar cei care i-au votat, i-au votat pentru că au crezut cu sinceritate că acești oameni au niște soluții și că vor repara ceva ce au spus ei că a fost foarte rău. Te gândești poate că nu și acum constată, și acum constată că de fapt pe ei doare la bască. Nu, ei vor să meargă în concedii, că nu i-au să-și votat, închidă telefoanele. Că nu i-au votat de asta. Ba da, eu cred că de asta eu au cred votat. Că pentru ce o mare votat? Parte eu cred că au votat pentru că nu le-a mai convenit ce se întâmpla. Nu nici de cum că a vin ceilalți. A fost evident, un vot negativ. Nu un vot este evident că votul a fost unul negativ. Este evident că s-a profitat de supărarea oamenilor și de disperarea oamenilor, dar această acțiune de a profita a fost posibilă prin niște promisiuni pe care oamenii ăștia le-au făcut, da? Ori mi se pare indecent. Negativ, totuși, eu nu știu pe un mesaj de genul Roșia Montană e rea, gazele de șist sunt rele, da, regionalizarea și acum este rea, toate sunt bune. Reforma în sănătate este rea. Simplificarea sistemului de impozitare, da, mai puține taxe. Eu vreau să spun ceva mai simplu, domnule. Cum e posibil când țara e în situația în care e, eu, de exemplu, n-aș putea să dorm noaptea. N-aș putea să dorm noaptea de gânduri și de griji, da, cum să faci să rezolvi problemele? Mări, și pe ei doar în cot. La francez se numește de pe francezi. Dar România nu e Franța. I-au numit pe unii socialiști de caviar. Stai puțin că așa sunt la fel. Dar România că, dacă nu e eram Franța. Un socialist, eu nu vorbesc aici, eu nu vorbesc aici de socialist, de liberalist. Domnul Ponta, prin prisma faptului că și-au o vacanță în Miami, Miami nu e un resort de la bulgar, să spunem, unde merge tot românul. Uite, de exemplu, Băsescu aici nu joacă populist. El merge la Cireșica, el merge la Neptun, sunt costuri minime. Băieții ce să facă? Că se vede că undeva am ajuns la putere. Ei s-au dus în Miami și vezi socialiști de caviar, din punctul meu de vedere, pentru că toți, mai nou, de. După cum ai văzut, iau elicopterul să meargă în deplasă. Treaba asta nu are legătură cu doctrina politică, are legătură cu nesimțirea acestor oameni. După care se spune cum l-am numit pe domnul Antonescu, că de fapt la el, cum să-i spunem, liberal, nu vreau să fiu prea... Nu, în seara aceasta, te rog frumos, screen... Magnificul sau prin Suleiman Magnificul. Domnule Mihai, vă rog. Suleiman Magnificul. Haideți acum, eu merg de 12 ani în Miami. Credeți-mă un lucru. Este mai ieftin ca în București. Și nu odată, ci de două ori mai ieftin. Orice vacanță. Ați notat până acolo? Da, avionul. Nu. Avionul dacă îl iei din timp costă 700 de euro. Bun, haideți că vreau da, să mai vedem un... Dar oare domnul Ponta și-o fi planificat din timp? Înțeleg că și-o fi luat de acum 2 ani biletul. Tu știa că va fi primul nu, ministru, că va avea vacanță. Haideți să mai vedem un material. Asta înseamnă 3 luni înainte. Haideți că vreau să am timp să dăm toate materialele. Avem un material despre ce cred oamenii, pentru că tot vorbeam despre oameni, despre modul în care i-au votat, despre cât de nemulțumiți erau de vechea putere, de PDL, de măsurile de atunci, de niște personaje care deveniseră cu totul și cu totul antipatice, asta este cuvântul potrivit, să vedem cât de repede se satură oamenii și de personajele care până acum au fost niște feți frumoși, mai ales când văd un concediu, dita mai concediu și când știi că tu ca om de rând nu poți să ai decât câteva zile amărâte de concediu și nu poți să spui că instituția dacă la care lucrezi este rău, în concediu. Dacă...